Astăzi, în Biserica Ortodoxă, prăznuim tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sfântul Proroc Ioan Botezătorul a fost numit de însuși Domnul nostru Iisus Hristos drept cel mai mare dintre toți oamenii născuți din femeie și cel din tâi între profeți. Mai mult, această recunoaștere a sfințeniei sale s-a făcut încă de când înainte mergătorul era în pântecele mamei sale. Sfântul a tresărit de bucurie atunci când s-a aflat în preajma Mântuitorului. Pregătirea venirii Domnului a însemnat pentru Sfântul Ioan transformarea trupească și sufletească ca o prefigurare a noului Adam, primind nevinovat moartea prin rostirea adevărului. Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare, era mustrat de către Sfântul Ioan, pentru că se căsătorise cu soția fratelui său, Filip. Deși Irod îl prețuia pe Ioan, pentru că era drept și îl asculta de multe ori cu luare aminte, a poruncit să fie închis la insistențele soției sale ilegitime, Irodiada. Aceasta, mânată de duhuri necurate, a dorit moartea Sfântului Ioan cu orice preț. Ocazia s-a ivit în timpul unui ospăț, pe care Irod l-a organizat cu ocazia zilei sale de naștere. Irodiada a sfătuit-o pe Salomea, fiica sa, care dansase și plăcuse oaspeților, dar mai ales lui Irod, să ceară capul Sfântului Ioan drept răsplată. Deși Irod nu dorea moartea Sfântului Ioan, fiind amăgit de Irodiada, și-a dat cuvântul său de împărat în fața tuturor că îi va oferi orice. Din Sfânta Scriptură știm că, odată săvârșită uciderea, capul Sfântului Ioan a ajuns în mâinile Irodiadei. Aceasta, temându-se că Ioan ar fi putut învia, dacă trupul i-ar fi fost îngropat alături de cap, a dat trupul ucenicilor Sfântului, care l-au îngropat în Sevastia. Cinstitul cap a fost îngropat în curtea Irodiadei, la palatul Maherus, unde se săvârșise uciderea. Din fericire, una dintre femeile de la curte, care se numea Ioana, a luat în taină capul Sfântului Ioan și l-a îngropat în muntele Eleon.